Îți mulțumesc, doctore. Ai fost atât de bun pe cât te cunoșteam de rău. A învățat actorie la Tbilisi, a jucat teatru la Chișinău, iar acum face film la București. Spune că cine nu riscă, nu reușește. El a riscat. Într-o zi a lăsat totul și a cumpărat un bilet la București, într-o singură direcție. Astfel a pornit o carieră în România și a reușit. Acum este actor în vogă și regizor promițător. Doru Boguță la un sfert de vorbă cu Ilona Spătaru. Mă aștepți? Te aștept, cu mare nerăbdare. Aule. Bună. Bună. Hai să te pup. De trei ori. De trei ori. Așa se pupă la noi, să ai bani. A, da? Da. Când nu știai? Trebuie să ne pupăm mai des atunci. Sigur, de multe, multe ori. Cum a fost drumul spre Chișinău? Lung? De asta dată? Păi cam lung, cu mașina e cam lung. Hai să-mi povestești. Hai. Bine ai venit la un sfert de vorbă, Doru. Bine v-am găsit la un sfert Îți place să ți se spună Doru sau Dorian, totuși? Îi prefer maestre. Maestre. Bine ai venit la un sfert de vorbă, maestre. Nu, Ilona, zi-mi cum vrei tu, Doru, Dorian, adică acasă îmi spun Doru, prietenii îmi spun Doru, oficial îmi spun Dorian, în acte sunt Dorian. Și Dorin îți mai spun? Nu, Dorin nu spun. Nici Dorin, nici Dorel, nici tu Dorel, nici tu Doru, nici... Mai spun Doruțu. Doruțu, frumos, un diminutiv, probabil mama, da. Cine? Mama mai puțin, mama Dorian îmi spune. Deci îmi place cel mai mult, în sensul ăsta că... N-am o preferință vis-a-vis de nume, adică de prenume. M-am obișnuit cu amândouă, pentru că Dorian e numele oficial, care l-am avut de la început. Doru fiind mai scurt, cred că lumea s-a obișnuit cu să fie mai repede și mai scurt, mai concis. Problema era la Dorian că nu înțelegeau rușii când eram la Chișinău și când spuneam cum te cheamă Dorian. A, băi, Radule, hai să vii. Zic, nu, Doru mă cheamă. Radu? Doru. O să pornesc motorul și de acum încolo o să fim contra cronometru. Doriane, cum e să pleci dintr-o țară practic necunoscut publicului larg și să revii erou? Erou? Da, maestre. Să păstrăm limitele în sensul ăsta, să fim mai modești. Nu mă întorc erou. Mă întorc un actor care a făcut un film și care, spre marea mea fericire, spre marea mea bucurie, are premiera la Chișinău. Deci eu clipa asta m-a așteptat tot 12 ani de zile. A fost un vis al tău, așa da. Am citit pe Facebook. Da. Chiar ai încurcat de emoții zilele. Am confundat zilele, premierei. Exact. Da. Pe 21 am un alt eveniment la București și eram din cauza că eram puțin aiurit, să zic așa, am pus 21, dar de pe 15. Da, dar e un vis mare al meu. Cum a fost să faci filmul Caravana cinematografică? A fost foarte frig. A fost frig și foarte ploua. Foarte greu în sensul ăsta. Păi, curios e că filmul s-a filmat în noiembrie și decembrie. S-a filmat într-o zonă pe lângă Arad, într-o depresiune, unde au făcut ei un sondaj că în noiembrie și decembrie sunt zona aia e un sat, aproape se poate spune pustiu. Sunt 5 case, 2 babe, 3 moși și un cal roi care întotdeauna alerga pe acolo. Deci e ceva foarte spectaculos. Ați dat peste cap viața oamenilor cu... Clar i-am dat peste cap, clar. Adică nu aveam semnal la telefonul mobil, nu aveam internet, nu aveam televizor, nu aveam nimic. O lună jumătate am fost rupți de realitate. Și era prezentul ăsta departe de trecutul pe care îl evocați în film, da. Satul ăsta? Am înțeles. Păi cred că nu era foarte departe, pentru cum arata satul ăla, cum arata oamenii, avea impresia că nu exista un timp. E un timp anume care ieși și nu se schimbă. Adică nici nu crește undeva și nici nu coboară în altă parte. Există un prezent. Și nu, dacă intri acolo și nu știi în ce an te afli, ai putea să spune că ești în 1960 sau în 2008. Când s-a filmat 2009.
cum a fost să te reîntorci în era comunistă, totalitaristă? Frig. Frig în sensul că am suportat destul de greu. Apa de film nu este apă de ploaie. Apa de film este apă de gheață. Artificială, nu. O apă artificială și care jetul este mult mai puternic din cauza el trebuie să se vadă pe ecran. Jetul fiind foarte puternic e același lucru cum ai sta sub duș. Și eu, fiind noiembrie, decembrie, tot filmul fiind pe ploaie, am stat, pe zi se filmau 8-9 ore, am stat tot timpul sub duș. Apa era luată cu niște cisterne dintr-un râu de munte și care venea pe mine. Și te-ai simțit la fel de incomod ca în acea era comunistă? Nu știu, n-am stat în era aia în anii 1950, dar... Ok, dar era este comunistă, a fost până în anii, știm. Exact. Noi. Păi nu, că dacă te uiți după... Personajul meu în film este din lagăra opusă, adică ăla care construiește comunismul. Eu n-am fost niciodată un... Chiar dacă am trăit în timpul comunismului, n-am fost un mare, să zic, adept. Am intrat mai târziu și în Comsomol și tot așa. Aveam pe partea asta de baricade. Nu că mă dau eu rău că eram anticomunist. Nu eram, eram ca oricare altul. Dar... Aici sunt un mare activist, un mare și eram curios. Pe mine m-a interesat mai mult personajul, să zic așa, povestea. E o poveste foarte celebră în România și foarte apreciat. O știe aproape a doilea român care a început să citească. 16 ani, să zic așa, care citește novele și romane. Și dragostea cu bibliotecara? Frumos. Cum ai trăit-o în film? Ud. Tot ud. Te-a tot marcat ud. Acea ploaie. M-a marcat mult. Cred că i-a marcat pe toți. Chiar crezi că talentul este direct proporțional cu țara din care vii? Așa decât, am citit la tine pe o poză. Mai mult decât categoric cred în chestia asta. Cred și pot să spun că am și dovezi vis-a-vis de chestia asta. Pentru că orice țară îți oferă o șansă anume. Ce înseamnă șansă? Dacă, spre exemplu, în Moldova se fac două filme, șansa ta este să prinzi un rol în două filme. Dacă România îți oferă 15 filme, șansa ta este să prinzi 15 filme. Dacă Anglia îți oferă 50 de filme, e șansa ta să prinzi din 50. Așa tot mergând, crescând, se demonstrează șansa vis-a-vis de a reuși sau de a face ce îți place în film. Iată că ai prins mai multe filme în România. Mm-hmm. A fost greu să te impui? Nu m-am impus. Nu e vorba de a te impune. Dacă te impui... Ce s-a întâmplat? De ce aici în Moldova nu s-a întâmplat ce acolo? Dar s-a întâmplat ceva în Moldova? Nu știu. Aia, dacă se întâmplă ceva, mă întâmplă, poate că se întâmplă și cu mine, dar când nu se întâmplă, n-ai cum să ceri. Dar dacă a fost greu, n-a fost ușor, sigur vă spun, pentru că eu am plecat pe data de 14 august 1999 în București și primul meu rol l-am avut în 2004, 5 ani de zile. Ce ai făcut 5 ani de zile? Un an de zile am lucrat, noaptea lucram într-un bar, spălam vase, ziua l-am la castinguri, încercam să reușesc să fac ceea ce îmi place foarte mult și cred că încercam răbdarea. Asta am făcut. Pe care, până la urmă, cine își dorește foarte mult, poate reușește să reușească. Până la urmă. Da. Bine, dacă numesc eu, a reușit ce am făcut eu, dar cel puțin ce mi-am dorit la s-a momentul realizat. Ăla, da, se poate spune că s-a întâmplat. Nu știu dacă... Complexul ăsta de Basarabean te apasă în metropole? Dar de ce complex de Basarabean? De unde vine complexul ăsta de Basarabean? Crezi că nu-l avem? Chiar pornim de la faptul cum vorbim. Eu, bă, lipsa dacă mergem, asta de identitate. Hai, dacă mergem în Maramureș, nici nu o să înțelegem ce vorbesc maramureșenii. Dacă ai coloană vertebrală, dacă ai o identitate, dacă spui ceva logic, să zic așa, nu vreau să spun ceva profund, interesant și așa, să spui logic ceva, ca să ai o logică în frază, lumea te ascultă și dacă logica aia, pe lângă logica aia, are și un sens, și un sens care îl interesează pe omul tău, cred că pe cineva o să deranjeze că vorbești cu un accent. Eu nu am voie să vorbesc cu accent acolo pentru că sunt actor și atâta timp dacă aș vorbi cu accent, nu voi fi distribuit să joc în alte roluri. Și atunci, și complexul vine din... Nu vreau să spun neputință, dar îmi vine să spun chestia asta. Când știi exact ce vrei și mergi pe linia asta, eu cred că nu vei avea complex. Tu ai știut exact ce vrei. Da, eu asta am vrut. Eu am vrut să fac film. Mi-am dorit foarte mult să fac film. Mi-am dorit foarte mult să rămân în actorie. Pentru că de la 16 ani, intrând în facultate și până acum, sau să spun altfel, nu știu dacă știu bine să fac actorie. Dar cu siguranță știu că alte lucruri nu pot să fac. Este o profesie în care în fiecare zi înveți?
actoria? Pentru că tot spui că nu știi exact dacă faci bine actorie sau știi să faci bine actorie. Da, da, bineînțeles, actorie, după părerea mea, se învață cu timpul, cu experiența. Dacă ai făcut, eu mi-aduc aminte, în momentul când am făcut primul film, la doilea film eram alt. Între Francesca și Caravana Cinematografică, pauza a fost de 3 luni. Eu am terminat de filmat Francesca, un film foarte greu, foarte, foarte greu. După 3 luni am început Caravana Cinematografică. Deci, Ilona, după ce am terminat Francesca, am avut 3 luni de odihnă, de analiză ce s-a întâmplat și mi-a fost mult mai ușor după aia la Caravana Cinematografică. Mai ușor. Bine, e altceva, dar având în spate experiența Francescăi, era mai, într-un fel se poate spune mai simplu. Ai fost iubitul Monicăi Brlădeanu în acel film, da. Francesca. Cum a fost experiența asta? Pentru că e o temă destul de... N-a fost udă. Nu a fost... Dar a fost complicat, am înțeles că în Italia au fost și scandaluri legate de tema acestui film. Exact, a fost chiar scandal mare, a fost senatoarea Mussolini. Păi ea, există în film două replici, unde un personaj, tatăl Monicăi, tatăl Francescăi din film, o face curvă și îl face și nesimțit pe primarul din Verona. De ce? Pentru că, de fapt, Mussolini, nepoata, a spus oficial în Parlamentul, în Senatul italian, că românii trebuie castrați pentru că au în sânge agresivitate și ăla, primarul din Verona, a zis că vrea să elibereze țara de români, orașul, să curețe orașul de români. Și în film, ăla e un personaj fictiv, ce spune. Ăla spune un personaj fictiv, poate să spună orice. Și ea s-a supărat, noi eram la festivalul în Veneția și a interzis filmul, bine, nu putea nimeni să-l interzică, n-are voie, dar a făcut un mare scandal. Filmul a fost interzis, italienii au făcut un mare scandal, aveau bilete, vreau să vadă, dar a fost interzis. După care în judecată a pierdut tot ea. Adică filmul a câștigat și a mers mai departe. Francesca este o educatoare care vrea să emigreze în Italia, da? Da, o educatoare care vrea să emigreze în Italia, are visul să facă o grădiniță pentru emigranții de acolo și tot așa. E o poveste destul de banală, dacă te gândești, și des întâlnită. Nu că pleacă toți să se facă educatoare, dar foarte mulți pleacă în Italia. Știm foarte bine și din Moldova, și Spania, Portugalia, tărâmul făgăduinței moldovean și românesc. Exteriorul tău de macho te ajută? A, nu, te rog. Nu vrei să fii macho? De ce? Nu știu dacă sunt macho. Macho ce înseamnă? Spune ce înseamnă macho. Nu știu, înseamnă așa un bărbat care provoacă, care este dorit. Macho? Așa cred eu, nu știu. Care place tuturor femeilor. Așa? Nu, bine, ok, să zicem. Nu-mi place cuvântul macho. Nu știu, mi se pare așa. Bine, cum vrei libidinos. Să-ți spun? Cum vrei tu. Adică, bine, poți să spui macho, adică nu e o problemă. Eu... Poate tu nu ești macho, zic de exterior. Da, așa. Păi te ajută în profesie. Eu, din capul meu, macho înseamnă așa. Un tip solid, așa, dat cu gel brunet, dat cu gel așa bine peste cap, părul desfăcut. Ai o idee preconcepută, așa, am văzut poze foarte bine și cu tine așa dezgolit până la jumătate. Da, bine, alea erau... M-am încercat totuși, chiar în momentul când am făcut pozele alea, era pentru o revistă, le-am zis că nu vreau să par pozele, să zic eu așa, libidinoase, nu mai știu, într-un fel. Și am încercat să le facem, chiar bine, eram mai dezbrăcat, dar să nu fie vulgar. Mi se pare macho vulgar, mai degrabă, și încerc să nu fiu vulgar totuși. Dacă mă ajută exteriorul. E important exteriorul în film, foarte important, pentru că dacă oamenii se uită la filme, urmăresc și dacă le place exteriorul sau nu le place. Acum, dacă aș fi avut alt exterior, poate faceam mai multe filme sau mai puține, nu pot să-ți spun, nu știu exact. Dar bănuiesc că un exterior mai, hai să spun așa, mai, nici nu vreau să spun mai plăcut sau mai așa, atrage mai multe, spre exemplu, șanse. În Lombarzilor 8, am văzut, mă documentam pentru acest interviu, am văzut acea scenă fierbinte, așa, care circulă pe YouTube. Cum a fost să o filmezi? În general, scenele astea sunt complicate? Nu. Cele mai simple sau? În primul rând trebuie să te obișnuiești cu partenerul. Te-ai obișnuit cu partenerul, după aia e mult mai simplu și mergi pe mama natură, nu trebuie să pui mare improvizări. Atâta timp cât partenerul te acceptă, îl accepti și tu și atunci te lași, bine, nu
te lași în, pe voia corpului. Nu mergi până la, zic așa, dar te lași și cel mai important e partenerul, să există o chimie. Un actor american, când l-au întrebat cum e să faci secvențele astea, și el a zis, este prost și nu-mi place. De ce? Pentru că în momentul când faci o secvență de genul ăsta, dacă ai erecție, actriza te face nesimțit. Și dacă nu ai, la fel te face nesimțit. Și atunci... Spune-mi, te rog mult, de ce ai decis să faci regie? Te-ai săturat cumva de actorie? În niciun caz. Dar nu. Am mai spus asta și în alte părți. Nu mă consider regizor. Am făcut un film adevărat ca regizor și de ce l-am făcut? Pentru că am vrut să povestesc o poveste despre doi în imagine. Asta am vrut și asta poate să o facă doar regizorul. Eu ca actor, în momentul când sunt în fața camerei, îmi duc linia mea a personajului. Nu pot să transmit povestea care e în fața camerei, care a gândit-o regizorul. Și în momentul când îți vin ție în cap tot felul de povești, vrei să le povestești, trebuie să mergi în spatele camerei. Și aveam o poveste pe care vreau să o povestesc în imagini. Și de-aia am făcut pasul ăla, dacă se poate spune. Mai ai și o școală de teatru. Nu, asta de ce ai pornit-o? Am o școală de actorie, de film. Am făcut-o pentru că îmi place foarte mult să fiu să mă în domeniu și să mă împarți experiența, bine, dar dacă aș fi sincer până la capăt, e un ban în plus. Și e chiar un ban în plus, adică să-mi permit să mai multe lucruri, să zic așa. Cât de des vii la Chișinău? Mult mai rar decât mi-aș dori. Dar cât de des ți-ai dori? Dacă aș putea, aș veni o dată pe săptămână. Dar cam complicat. Au rămas prietenii tăi aici? Sigur. Apropo, comunici cu actorii? Comunic, nu atât de mult, dar comunic cu ei. În momentul când vin, dacă e o ocazie să mă văd cu ei, vorbesc, bineînțeles. Păi, sunt oamenii care am stat 7 ani de zile la Teatrul Național din Chișinău. Sunt oameni apropiați care am împărțit la aceeași scenă. Am împărțit aceleași replici. Te-am văzut în Legături primejdioase. Mi-ai văzut în Legături primejdioase? Da, cred. Ce am jucat? Nu știu ce ai jucat, dar te-am văzut. Când urmăream pozele, mi-am dat seama așa. Că îmi reamintesc că fața ta. Adică ai o mutră așa, nu. Cunoscută. Țin minte, să mă întrebi acum ce ai jucat. Dansini, eram Dansini. Eram cavalerul Dansini. Ce înseamnă Legături primejdioase azi? Legături primejdioase azi? Păi, cine e președintele Moldovei? Marian Lupu acum. Marian Lupu acum. Prim-ministru cine? Vlad Filat. Așa. Cine e președintele Partidului Comunist? Vladimir Voronin. Ei ce legătură au între ei? Primejdioase, cumva? Cred că da. Ești altruist de felul tău? Depinde. Știu că ai mai multă lume înregistrată în casa ta din București, în timp ce oamenii își făceau cetățenie. Mi-ai deschis ușile. Asta, da. Da. Bine, asta nu înseamnă altruism. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă mână de ajutor. Adică nu, altruism. Altruism e altceva. E altceva. Dar ce este altruism, opinia ta? Altruism? Se zice că altruiștii sunt doar niște veverițe care în momentul când vine un pericol, ele scot niște sunete ca să salveze. Aia mi se pare, e singurul moment altruism. În rest, lumea, în momentul de pericol, se salvează pe ea. Și mâna de ajutor nu salvează? Da, salvează, dar ăla e ajutor. Tu nu pierzi nimic din asta. Altruism înseamnă când renunți la tine pentru altcineva. Așa cred eu. E formularea mea, să zic așa. Poate nu e adevărată. Am mai tot vorbit, dar din păcate timpul expiră. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Mi-a făcut mare plăcere. Știu că te grăbești la o întâlnire cu publicul și nu o să te mai țin, dar de câte ori vii la Chișinău, te rog mult să treci pe la noi, pe la un sfert de vorbă. Promiți? Promit. Bine.